Bun venit la această ediție a emisiunii Mapa Mont Creștin. Jocurile genocidului. Așa sunt numite jocurile de la Beijing de unele grupuri care militează pentru drepturile omului. Ele protestează împotriva modului în care China se comportă cu mai bine de un milion de musulmani uiguri și cu alte minorități. Unii activiști încurajează oamenii să nu se uite la jocuri, în timp ce o altă organizație încurajează spectatorii să se roage pentru China în timpul jocurilor olimpice. Urmăriți! Ei au oprimat orice opoziție în China. Vor și știe, la vârsta de 21 de ani el a părăsit China deoarece a fost unul dintre liderii protestelor din piața Tiananmen în 1989. Wu și este, de asemenea uigur. Mai bine de un milion, poate mai mulți, din grupul etnic de musulmani din care face parte sunt ținuți în lagăre în provincia Xinjiang din China. Acest fapt îi determină pe unii activiști pentru drepturile omului să numească Jocurile Olimpice din această săptămână Jocurile Genocidului. E o țară care folosește Jocurile Olimpice drept platformă pentru a demonstra lumii puterea pe care o deține, în timp ce îi oprimă pe cei care îi se opun și încalcă drepturile omului cu proprii cetățeni. Guvernul chinez a negat toate acuzațiile privind încălcarea oricărui drept al omului. Oficialitățile neagă acuzațiile și numesc aceste lagăre centre de instruire vocațională în vederea eliminării sărăciei în regiune, în vederea eliminării terorii în rândul musulmanilor, ceea ce e absolut ridicol. Armata noastră a estimat că între 1 și 3 milioane dintre acești musulmani au fost încarcerați pentru a fi îndoctrinați în aceste lagăre. Statele Unite împreună cu Regatul Unit, Australia și Canada au decis să boicoteze diplomatic Jocurile Olimpice și să nu trimită oficialități guvernamentale în semn de protest față de încălcarea drepturilor omului de către conducerea din Beijing. Vom dovedi că Statele Unite, un promotor de neclintit și susținut al drepturilor omului, nu se teme să spună adevărul și nu se teme că îl supără pe generalul și și pe partenerii săi din Partidul Comunist. Activiștii îndeamnă atleții și sponsorii să ia atitudine în timpul jocurilor olimpice. Tăcerea voastră le dă putere, asta își doresc mai mult decât orice altceva, ca lumea să accepte regulile Chinei, ca noi să urmăm conducătorii din China, ca noi să ignorăm aceste crime atroce, deoarece acesta e obiceiul. Între timp, Benjingul continuă ca de obicei să persecute activiștii politici și religioși înainte de evenimentele importante ca ceremonia de deschidere. Ei arestează disidenții și critici cunoscuței regimului sau pe oamenii despre care cred că vor lua atitudine. Ei îi arestează și îi trimit în așa numitele închisori negre. Acestea sunt închisori ascunse, neoficiale, extrajudiciare. E o măsură preventivă pentru ca ei să nu aibă oportunitatea de a protesta. Având în vedere că lumea își îndreaptă privirile spre Beijing, Voice of the Martyrs lansează platforma Pray for China 2022.com pentru a le aminti oamenilor să se roage pentru creștinii din China. Creștinii sunt considerați o amenințare, mesajul lor e văzut ca fiind o amenințare și guvernul face tot ce îi stă în putință pentru a împiedica răspândirea acelui mesaj. În ultimii ani, președintele Chinei și Jinping a suprimat cu brutalitate libertatea religioasă și a persecutat mai ales creștinii. Potrivit listei întocmite de Open Doors, China se află pe locul 17 dintre cele mai periculoase 50 de țări pentru creștini. China se folosește de o supraveghere masivă monitorizată de inteligență artificială pentru a urmări activitățile credincioșilor. Se folosesc chiar și de recunoașterea facială pentru a-i monitoriza pe cei care intră în lăcașurile de închinare. Până în prezent, mii de oameni din mai bine de 100 de țări au promis că se vor ruga pentru Jocurile Olimpice.